Suntem din nou împreună și în această seară și vă spun cu drag bine ați venit la emisiunea Vieți Schimbate. Fiecare dintre noi interacționăm cu tot felul de oameni atunci când ne lovim de ei în anumite situații. Unii sunt mai plăcuți, unii sunt mai neplăcuți, dar cu siguranță nu prea ne simțim confortabil atunci când avem de-a face cu oameni impertinenți. Poate că ați întâlnit astfel de personaje și de persoane în viața voastră și trebuie să recunoașteți, eu recunosc că nu mă simt în largul meu atunci când vorbesc cu oameni impertinenți, mai ales dacă n-au nicio acoperire pentru aroganța și obrăznicia pe care o afișează. Lucrul acesta începe de la cele mai mici vârste. Întâlnim copii de grădiniță, de clasă pregătitoare, de primar, de liceu, care sunt de o impertinență crasă. Și întrebarea mea este, oare în relație cu Dumnezeu nu ne manifestăm uneori în felul acesta? Nu devenim impertinenți cu Dumnezeu? Am descoperit în Sfânta Scriptură o carte, este vorba despre cartea lui Maleahi, care prezintă un dialog între Dumnezeu și poporul său, în care Dumnezeu întreabă, Dumnezeu vorbește și poporul răspunde cu impertinență. Și aș vrea să vedem câteva elemente în jurul cărora se țese această impertinență a poporului și dialogul acesta dintre Dumnezeu și popor. Cartea lui Maleahi a fost scrisă de profetul Maleahi, care în traducere s-ar prezenta ca fiind mesagerul lui Dumnezeu. Misiunea lui a fost undeva spre sfârșitul secolului 5, undeva prin anul 420 înainte de Hristos și până prin 397. Este ultimul glas profetic al Vechiului Testament, ultimul profet care încheie canonul Bibliei și timp de 400 de ani nu a mai fost niciun profet canonic ca să transmită un mesaj din partea lui Dumnezeu. Și culmea că ultimul mesaj din partea lui Dumnezeu înfățișează tocmai această dorință a lui Dumnezeu de a se prezenta poporului și această impertinență și această indiferență a poporului față de mesajul lui Dumnezeu. Și aici Dumnezeu spune așa: V-am iubit, zice Domnul, capitolul 1 cu 2. Și voi ziceți, cu ce ne-a iubit? Nu este Esau frate cu Iacov, zice Domnul. Totuși am iubit pe Iacov și am urât pe Esau. I-am prefăcut munți într-o pustietate și moștenirea lui am dat-o șacalilor din pustie. Iar dacă zice Edomul, suntem nimiciți, dar vom ridica iarăși dărâmăturile, așa vorbește Domnul oștirilor, să zidească ei, căci eu voi surpa și se vor numi țara răutății și poporul pe care s-a mâniat Domnul pentru totdeauna. Veți vedea cu ochii voștri lucrul acesta și veți zice, mare este Domnul dincolo de hotarele lui Israel. În această introducere, Dumnezeu vine cu argumente. Am iubit pe Iacov, cu alte cuvinte, l-am favorizat mai mult decât pe Esau. Și cu toate acestea sunteți tot nemulțumitori, sunteți tot cuprinși de acea impertinență prin care nu vedeți binecuvântările pe care vi le-am dat. Și aș vrea să vă întreb pentru început, care sunt nemulțumirile pe care i le adresați lui Dumnezeu? Pentru că vedem aici o nemulțumire și o brăznicie cu care poporul vine înaintea lui Dumnezeu. V-am iubit, zice Dumnezeu, dar cu cine ai iubit? V-am binecuvântat, dar cu cine ai binecuvântat, Doamne? Noi ne uităm la alții și încercăm să vedem ceea ce au alții și în comparație cu ei, Doamne, noi suntem foarte mici, foarte defavorizați. Și prin urmare,
Singurul element în care ne simțim bine este această obrăznicie, această frustrare și această nemulțumire pe care o adresăm lui Dumnezeu. Și observați că această stare este descrisă în continuare. Un fiu cinstește pe tatăl tău și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine, zice Domnul oștirilor, către voi preoților care ne socotiți numele meu și care ziceți, cu ce am nesocotit noi numele tău? Nemulțumirile acestea adresate lui Dumnezeu sunt atât de dureroase. Cei care sunteți părinți, cum vă simțiți în momentul în care copilul este nemulțumit de ceea ce faceți pentru el? Să spună, orice ai face, nu-mi place jucăria asta, nu-mi place cartea pe care mi-ai luat-o, nu-mi plac hainele pe care mi le-ai cumpărat, nu-mi place casa în care stăm, nu-mi place grija și atenția pe care mi-o dai, aș dori mai mult. În momentul acela te simți ca părinte înfrânt și dezgustat și îndurerat pentru că acel copil pentru care tu muncești și faci cât poți de bine de fapt este nemulțumit. Și aici nu vorbim despre un părinte pământesc care are limite, ci vorbim despre însuși Dumnezeu căruia se găsește vină. Dacă sunt tată, unde este respectul față de mine? Unde este teama față de mine? Și aici este cât se poate de dureros, că dacă vorbim de noi, de părinții pământești, cu toții avem defecte, cu toții avem probleme, cu toții avem anumite zone în viață unde nu strălucim și pe care copiii le pot specula și pot zice, da, într-adevăr, aici ai defectul ăsta, aici ai defectul celălalt și pe măsură ce cresc le văd din ce în ce mai bine. Dar nu despre asta vorbim, ci vorbim despre Dumnezeu care este desăvârșit ca Tată. Este Creatorul și culmea. Copiii nedesăvârșiți îi găsesc cusururi chiar și lui Dumnezeu. Și își manifestă nemulțumirea, își manifestă acele porniri de răutate și de impertinență la adresa lui Dumnezeu. Cu ce am nesocotit noi numele tău? Cu ce am nesocotit noi numele tău? Și Dumnezeu vine cu argumente pentru faptul că aduceți pe altarul meu bucate necurate. Și dacă ziceți cu ce te-am spurcat, prin faptul că a zis masa Domnului este de disprețuit. Și aici Dumnezeu atinge un punct foarte important. Câtă atenție dăm pentru ceea ce este al Lui. Eram într-un apel de coaching cu cineva și ne spunea, eram pe post de student, care sunt valorile la care țineți foarte mult? Ce înseamnă valori pentru voi în viață? Și am scris Dumnezeu, familia, profesia și mai multe lucruri acolo. Ne-a zis să spunem minim 5. Și după ce am citit fiecare, coachul a început să râdă și a zis, auziți, eu nu spun că nu există Dumnezeu sau că nu este important. Dar foarte mulți oameni îl pun acolo pe Dumnezeu și zic, păi Dumnezeu este important, este o valoare pentru noi. Dar așa ca să vă faceți o imagine cât de cât clară, ca un lucru să fie valoare, să însemne ceva pentru tine în viață, trebuie să-i acorzi timp, energie și bani. Pentru ca un lucru să reprezinte pentru tine o valoare în viață, trebuie să-i acorzi timp, energie și bani. Cât timp, câtă energie, câți bani îi oferiți lui Dumnezeu și după aia discutăm dacă reprezintă pentru voi o valoare sau nu.
Așa și cu familia, așa și cu profesia, cu creșterea voastră, cu educația, cu ce vreți din viață, cât timp, energie și bani alocați acelui lucru. Și atunci vedem dacă reprezintă pentru voi o valoare sau nu. Când e vorba să ne afișăm, pentru noi Dumnezeu înseamnă totul, pentru noi este extraordinar, Dumnezeu în sus, Dumnezeu în jos, Dumnezeu în stânga, Dumnezeu în dreapta, peste tot numai Dumnezeu, Dumnezeu biserică, Dumnezeu biserică. Și ne merge vorba că suntem popor creștin în proporție de peste 90%. Serios? Hai să fim cât se poate de realiști. Că practica arată că, de fapt, noi nu suntem un popor creștin. Dă bine în statistici, sigur că da, că noi în proporție de suntem un popor creștin, dar în practică și prin ceea ce alegem, prin ceea ce preferăm în fiecare zi, dovedim exact contrariul, că nu suntem un popor creștin. Cu ce te-am spurcat? De ce să nu fim noi popor creștin? De ce să nu fim noi un popor care îl urmează pe Dumnezeu? Și Dumnezeu vine cu argumente. Prin faptul că a zis masa Domnului este de disprețuit. Când aduceți ca jertvă o vită oarbă, nu este rău lucrul acesta? Când aduceți una șchioapă sau beteagă, nu este rău lucrul acesta oare? Ia-o dregătorului tău, te va primi el bine pentru ea, va ține seama de ea, zice Domnul oștirilor. Știți, pentru cei la care avem interes, suntem foarte atenți să fim cât se poate de drăguți, cât se poate de amabili. Când mergem cu câte un cadouaș, să fie cât se poate de bine ales, să nu fie zgâriat, să nu fie ciobit, să nu fie ambalajul rupt, să fie cât se poate de bun. Însă la Dumnezeu merge așa, nu-i nicio problemă. Leul sau 50 de bani, merge, e ok. La Dumnezeu merge și așa. Că El e bun, El e răbdător, El este cât se poate de înțelegător cu nemernicia, cu zgârcenia și cu impertinența noastră. Și apoi spune că suntem credincioși și iubim pe Dumnezeu. Dar zice Dumnezeu, Tu-o dregătorului. Ai avea curajul să mergi la dregător cu darul așa cum vii la Dumnezeu? Sunt atât de multe elemente aici prezente în Maleahi care arată această comportare impertinentă față de Dumnezeu. Și aici vedem că, de fapt, nu mai există niciun fel de teamă de Dumnezeu. Și nu confundați teama de Dumnezeu cu religiozitatea afișată. Te duci la biserică, te duci la mănăstire, te duci într-un locaș sacru și acolo toată lumea este foarte pioasă, foarte credincioasă, se pleacă pe genunchi, sărută o icoană și este în prezența lui Dumnezeu și în acel locaș sfânt, așa foarte, foarte aplecat spre lucrurile spirituale. Dar iese de acolo și este poate la fel sau mai rău. Sau nici nu-și mai iau timp să facă un popas în locașurile acelea sacre. Pentru că teama de Dumnezeu s-a dus. Și lucrul acesta îl subliniază Dumnezeu aici. Căci de la răsăritul soarelui până la asfințit, numele meu este mare între neamuri și pretutindeni se arde tămâia în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curată, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Și aș extinde puțin. Legat de creștinismul nostru în istorie, s-a dovedit de multe ori că păgânii au fost mai cu teamă de Dumnezeu decât creștinii.
Dacă ne gândim doar la Sfânta Inchiziție, care a torturat și a omorât milioane de oameni, la Sfintele Cruciade, care în numele lui Dumnezeu au tăiat, au ucis, au distrus, ca să impună cu sabia un creștinism imperial, un creștinism stricat, un creștinism impus cu forța, până la creștinismul acesta triumfalist, care începe să calce pe aceleași șleauri, să se impună cu bombe și cu tot felul de restricții și cu tot felul de elemente care n-au de-a face cu teama de Dumnezeu. Mare este numele lui Dumnezeu între neamuri. Și dacă ne uităm în istorie, putem să vedem că au existat popoare păgâne care au avut mai mare teamă de Dumnezeu decât creștinii. Chiar în ascensiunea islamică au fost momente în care pur și simplu am putut să vedem că islamicii păgânii au fost mai cu inimă decât creștinii. Și n-au distrus și n-au devastat decât atunci când acele elemente creștine au fost o amenințare pentru religia lor sau pentru imperiul lor. Neamurile să fie mai pioase decât aleșii, oamenii pe care aleșii blamau că sunt pierduți, că sunt rătăciți, că nu se tem de Dumnezeu, că trebuie corectați, doctrinar, religios, ritualic. Să se teamă mai mult de Dumnezeu decât aleșii. În istoria biblică au fost multe situații în care popoarele din jur au fost mai pioase și mai credincioase decât poporul ales al lui Dumnezeu. Cum se explică lucrul acesta? Cum se explică faptul că Dumnezeu este mai mare între neamuri decât în mijlocul poporului său? Cum se explică această impertinență a poporului care este atât de mare în comparație cu acelora care n-au zis atât de mult de Dumnezeu? Mare este numele meu între neamuri și pretutindeni se arde tămâie în cinstea numelui meu și se aduc daruri de mâncare curate, căci mare este numele meu între neamuri, zice Domnul oștirilor. Cum este posibil lucrul acesta? Cum este posibil această decădere încât oamenii care nu fac atâta tam-tam cu religia și cu Dumnezeu să fie mai credincioși în sinea lor și mai temători de Dumnezeu decât aleșii? Pentru Domnul e bine oricum. Știți că se zice în popor, Doamne ajută fie cum. Adică lasă că la Dumnezeu merge și așa, că e bun, e milos, este iertător. Și la el putem să ducem vita și beteagă și șchioapă și oarbă. Nu contează, pentru că Dumnezeu primește. Dumnezeu este cât se poate de înțelegător. Voi ziceți, ce mai osteneală? Și o disprețuiți, zice Domnul oștirilor, vorbind de jertfă, și aduceți ce este furat, șchiop sau beteag. Iată darurile de mâncare pe care le aduceți. Pot eu să le primesc din mâinile voastre, zice Domnul? Nu. Blestemat să fie înșelătorul care are în turma lui o vită de parte bărbătească și totuși juruiește și jertfește Domnului o vită beteagă. Căci eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Dacă nu ai mai mult, Dumnezeu înțelege. Însă dacă Dumnezeu te-a binecuvântat și jertfa ta este șchioapă, oarbă sau cât se poate de mică în raport cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu, atunci spune el, ești blestemat.
mat. Să știți că nu fac nicio apologie pentru nicio strângere de fonduri, ci vorbesc aici despre generozitatea care îi se cuvine lui Dumnezeu și despre mulțumirea care îi se cuvine lui Dumnezeu. Și de multe ori Dumnezeu ne binecuvântează foarte mult și darul nostru, mulțumirea noastră față de El, sunt atât de mici. Dumnezeu a spus ca nimeni să nu vină înaintea Lui cu mâinile goale. N-avem. Și Dumnezeu a zis, dacă ești căpetenie, adu un vițel. Dacă ești din oamenii de rând, adu miel. Dacă ești din oamenii săraci, adu o pereche de porumbei. Dacă ești din oamenii foarte săraci, adă doi pumni de făină, dar nu veni înaintea lui Dumnezeu cu mâinile goale, ca un cerșetor. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, n-am, Doamne, nu știu, Doamne, nu pot, terminați cu mindset-ul ăsta și cu zicerile acestea limitative și cu văicărelile prin care veniți înaintea lui Dumnezeu ca niște cerșetori. Pentru că lucrurile acestea îl ofensează. Eu sunt împărat, zice Dumnezeu. Cum vii înaintea împăratului? Ultima parte a versetului 14 spune că eu sunt un împărat mare, zice Domnul oștirilor, și numele meu este înfricoșat printre neamuri. Trist este faptul că inclusiv slujitorii altarelor vin înaintea lui Dumnezeu ca niște irresponsabili, ca niște cerșetori, ca niște obraznici impertinenți. Și în capitolul 2 Dumnezeu vorbește și despre leviții irresponsabili, care au pretenții că ei sunt unșii Domnului, că ei sunt binecuvântați, că ei sunt sfințiți și lucrurile trebuie să vină la ei din inerție, pentru că Dumnezeu i-a pus în poziția aceasta. Dacă citim însă capitolul 2, este ca o palmă dată peste obrazul tuturor acestor impertinenți, care au doar pretenții și care nu se ridică la înălțimea chemării lui Dumnezeu. Fiți atenți ce spune aici Dumnezeu. Acum către voi se îndreaptă porunca aceasta preoților. Dacă nu veți asculta, dacă nu vă veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul. Nu, ne place să-i blestemăm pe alții. Eu ca uns al Domnului dau cu blesteme peste turmele astea de idioți și de oameni care sunt sub stăpânirea mea. Și ne place să tunăm cu anateme și să-i facem pe oameni să se simtă micuți și înfricați sub toiagul nostru patriarhal. Însă fiți atenți ce spune aici Dumnezeu. Pentru că inclusiv leviții sunt sub acest blestem dacă nu fac ceea ce cere Dumnezeu. Dacă nu veți asculta, dacă nu veți pune inima ca să dați slavă numelui meu, zice Domnul oștirilor, voi arunca în voi blestemul și voi blestema binecuvântările voastre. Da, le-am și blestemat pentru că n-aveți pe inimă porunca mea. Să blestem binecuvântările, zice Dumnezeu, este cumplit. Apoi, iată, vă voi nimici sămânța și vă voi arunca balega în față, balega vitelor pe care le jertfiți și veți fi luați împreună cu ele. E cât se poate de indigestă această afirmație pe care o face Dumnezeu. Vă voi arunca balega în față. Asta arată cât de scârbit este Dumnezeu de plafonarea și de impertinența unor leviți. Și apoi mai spune câteva lucruri.
Vei ști atunci că eu v-am dat porunca aceasta, pentru ca legământul meu cu Levi să rămână în picioare, zice Domnul Oștirilor. Legământul meu cu el era un legământ de viață și de pace. I l-am dat ca să se teamă de mine și el s-a temut de mine, a tremurat de numele meu. Legea adevărului era în gura lui și nu s-a găsit nimic nelegiuit pe buzele lui. A umblat cu mine în pace și neprihănire și pe mulți i-a bătut de la rău. Căci buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Buzele preotului trebuie să păzească știința, nu prostia, nu manipularea, nu îndobitocirea. Ce păzesc buzele preoților de multe ori? Anateme, mediocritate, de știință ce să mai discutăm? Dacă e să ne gândim la preoții de atunci, erau foarte înțelepți. Știau drept, știau teologie, știau ritualul de acolo. Aveau cunoștință de medicină, trebuiau să cerceteze o rană, să vadă dacă este sau nu lepră. Și Dumnezeu i-a vrut să fie înțelepți, pentru că preoții îl reprezentau pe Dumnezeu înaintea oamenilor. Și aici nu vorbesc de niște atribute pe care cineva și le-a însușit așa prin mijloace mai puțin ortodoxe, ci vorbim chiar de imaginea pe care Dumnezeu le-a conferit-o și de idealul înalt, de treapta înaltă la care i-a suit. Voi sunteți reprezentanții mei. Prin urmare, trebuie să vă ridicați la înălțimea aceea de reprezentanți ai lui Dumnezeu. Nu să luați doar privilegiile, să le aruncați în față oamenilor, ziceți, eu sunt solul lui Dumnezeu. Și să fii prost ca gardul, cum se spune în popor, și mediocru, mai mediocru decât cei pe care îi păstorești. Buzele preotului trebuie să păzească știința și din gura lui se așteaptă învățătură, pentru că el este un sol al Domnului oștirilor. Păi dacă solul ăsta al Domnului oștirilor vorbește numai din amintiri și spune niște prostii mai mari decât el, cum să-l asculți? Când eram în seminar, ne spunea un profesor, băieți, când pregătiți predicile, pregătiți-le temeinic, studiați, citiți, documentați-vă, pentru că în momentul când omul te ascultă, îți dă 30 de minute, 40 de minute, o oră din viața lui. Și întrebați-vă, pentru ce să vă dea oamenii 30, 40, 45 sau 60 de minute din viața lor, dacă voi le prezentați niște grăunțe, pleavă. Mulți păstori, spunea el, au noroc că rabdă credinciosul. Da, așa cum e, chiar dacă ne mulțumim, rabdă, lasă-l, dă-i pacina. E unsul Domnului, vine, face slujba, trebuie să trăiască și el săracul din ceva, nu? Și datorită acestei mentalități supraviețuiesc foarte mulți care n-au ce căuta în slujbele acelea, care dacă îi scoți de acolo nu mai știu să facă nimic altceva. Ei sunt unșii Domnului și atât. Meserie nu știu, altceva nu știu să fac decât asta. Dar voi, zice Domnul, versetul 8, v-ați abătut din cale, ați făcut din lege un prilej de cădere pentru mulți și ați călcat legământul lui Levi, zice Domnul oștirilor. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. E vorba de dreptul bisericesc, acolo scăldăm cum ne place nouă. Cum ne place nouă o scăldăm?
Pentru unii mumă, pentru alții ciumă. Depinde cât cotizează, depinde al cui este, are, n-are spate, ce implicații are decizia pe care o luăm asupra persoanei respective și în funcție de asta împărțim dreptatea. Dacă e mai vai de capul lui, toată dreptatea lui Dumnezeu o coborâm în capul lui și toată imaginea pură a bisericii pe care vrem să o apărăm este pe capul omului respectiv. Căde, n-are pile, n-are bani, n-are relații și atunci ne găsim să-L apărăm pe Dumnezeu. Dacă, în schimb, e de neam ales de viță boierească, are în spate toate tresele și toate acoperirile, coborâm toată mila, îndurarea și harul lui Dumnezeu și bunătatea, toate sunt pe El, dar vai, dar cum să facem noi așa ceva? Nu e așa că e? Da, sigur că da! Și Dumnezeu spune că este dezamăgit de o astfel de abordare. De aceea și eu vă voi face să fiți disprețuiți și înjosiți înaintea întregului popor, pentru că n-ați păzit căile mele, ci căutați la fața oamenilor când tălmăciți legea. Este cât se poate de jalnic ca inclusiv în domeniul acesta legea să fie tălmăcită după fața oamenilor. Apoi, Dumnezeu mai atinge încă un punct foarte sensibil. Știți că s-a spus de multe ori că familia este celula societății și de sănătatea familiei depinde sănătatea societății. Nu se făcea excepție nici atunci, pentru că oamenii s-au gândit să inventeze și alte tipuri de relații, iar familiile să fie desconsiderate. Legătura de dragoste dintre bărbați și femei să fie din ce în ce mai ridicolă și dusă în derizoriu, astfel încât se însurau, se măritau, se despărțeau, n-aveau nicio problemă. Până când Dumnezeu le-a spus, stați, opriți-vă, familiile astea ale voastre distruse, credeți că mă onorează pe mine? Și le spune așa, plângăcioșilor care acoperă cu lacrime altarul Domnului, iată ce mai faceți, acoperiți cu lacrime altarul Domnului, cu plânsete și gemete, așa încât nu mai caută la darurile de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile voastre. Și dacă întrebați pentru ce, știți care este răspunsul? Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, care acum nu ești credincios, măcar că ești tovarășa și nevasta, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat un legământ. Câte familii nu sunt praf ale păstorilor și ale celor care conduc bisericile și vin să le spună altora despre familie, despre principii, despre moralitate, despre a trăi o viață de familie împlinită, dar viața lor este putregai. Și Dumnezeu intră așa în profunzimea relațiilor acestora și spune, nu ne-a dat unul singur Dumnezeu suflare de viață și ne-a păstrat-o. Și ce cere acest unul singur? Sămânță dumnezească, luați seama, dar în mintea voastră și niciunul să nu fie necredincios nevestei din tinerețea lui. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeul lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor. De aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. Nu vreau să judec pe nimeni și nu vreau să mă transform într-un justițiar. Ceea ce mă deranjează este ipocrizia, mai ales în cazurile în care ai o familie disfuncțională și pozezi în alesul lui Dumnezeu care dă lecții la alții. Ce altceva dorește Dumnezeu decât să îți vezi de familia ta, să ai o familie împlinită și fericită? Și tot am trâmbițat, a, da, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie, da, urăște. Însă,
Vă mai spun ceva. Pe aceeași treaptă urăște și silnicia, adică violența în căsătorie. Despre asta nu mai vorbim. Da, trebuie să stai să rabzi acolo, indiferent cum este relația. Dar faptul că există violență în căsătorie, asta nu mai spune nimeni. Violență fizică, violență verbală, teroare psihică. Și se miră unii din acești teroriști religioși că fiii și fiicele lor, după ce ajung la vârsta adolescenței și a tinereții, rup gardul și nu mai vor să audă de Dumnezeu, de biserică, de nimic ce a fost religios. De ce? Pentru că nu mai vor să sufere ceea ce au suferit în copilărie. Și vin plângăcioșii aceștia și acoperă cu lacrimi altarul lui Dumnezeu. Doamne, întoarce pe fiul meu și pe fica mea în biserica ta. De ce să-i întoarcă? Să trăiască din nou acele drame sufletești și acele regimuri de teroare în care i-ai ținut pe copii. Haideți la altar, acum, ne rugăm, pe genunchi. Ne certăm în familie și după aia mergem cu zâmbet fățarnic la biserică să-i cântăm Domnului, să-i mulțumim cu psalmi, mai și predicăm despre asta. Și copiii văd și acea prăpastie din sufletul lor este din ce în ce mai mare. Și zbirul care și-a certat nevasta și copiii, brusc trăiește schimbarea la față. Sau zgripțuroaica ce și-a terorizat bărbatul și copiii, brusc devine îngeraș. Că de alții trebuie să ne știe altfel de cum suntem. Și Dumnezeu este scârbit de imaginea aceasta. Și culmea, tot oamenii aceștia care trăiesc această schizofrenie spirituală sunt impertinenți cu Dumnezeu și au pretenții. Au pretenții de la Dumnezeu, au pretenții de la biserică, au pretenții de la cei din jur să fie iubiți, să fie puși în funcții, să fie apreciați tot timpul. Căci eu urăsc despărțirea în căsătorie, zice Domnul Dumnezeu lui Israel, și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie, zice Domnul oștirilor, de aceea luați seama în mintea voastră și nu fiți necredincioși. După ce vorbește despre venirea solului legământului și despre înfruntarea realității, așa cum doar Dumnezeu poate să o facă, să ne pună realitatea în fața ochilor, dar din nefericire atunci va fi prea târziu, urmează aceste avertizări de a ne apropia cu mulțumire de Dumnezeu prin viața noastră și prin darurile noastre. Cât îi oferi lui Dumnezeu? Din timpul tău, din banii tăi, din energia ta, pentru ce muncești? Care este scopul vieții tale? Care este marea operă de artă pe care o realizezi în fiecare zi prin viața ta? Dacă totul este centrat pe sine, pe egoismul tău, tare mi-e teamă că judecata lui Dumnezeu te va prinde pe picior greșit. Și aici să nu credeți că rostesc anateme. Nu mi-au plăcut niciodată. Ba chiar am început să le urăsc. Acele momente în care dai cu anateme și îi faci pe oameni să simtă vinovați ca să ai tu beneficii. Dar gândește-te la Dumnezeu, la generozitatea Lui, la binecuvântările pe care ți le-a dat. Cât îi dai din ceea ce ți-a dat? Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi, dar voi întrebați tot impertinenții, cu ce te-am înșelat?
cu zeciuielile și darurile de mâncare. Sunteți blestemați câtă vreme căutați să mă înșelați, tot poporul în întregime, spune Dumnezeu. Și apoi spune versetul 13 și în continuare. Cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea. Ce fel de cuvinte rostești la adresa lui Dumnezeu? Cum îl vezi pe Dumnezeu? Ca pe un stăpân aspru, rău, legalist, care abia așteaptă să te prindă pe piciorul greșit și să te pedepsească? Cum îl vezi tu pe Dumnezeu? Care este mulțumirea inimii tale față de El? Pentru că în funcție de cum îl vezi pe Dumnezeu, așa te vei raporta la El. N-ai cum să te raportezi altfel la Dumnezeu decât potrivit cu imaginea pe care o ai față de Dumnezeu. Și imaginea aceasta o transmiți în jurul tău, o transmiți copiilor tăi. Și copiii vor avea imaginea lui Dumnezeu pe care au creionat-o părinții, bunicii, neamurile, familia, biserica în mintea lor. Și dacă imaginea lui Dumnezeu este una de zbir, de stăpân aspru, așa se vor și raporta la El. Și dialogul interior va fi unul negativ. Și fiți atenți cum vorbesc fariseii religioși radicaliști despre Dumnezeu și despre slujirea lui Dumnezeu. Dumnezeu spune, cuvintele voastre sunt aspre împotriva mea, sunt acide, zice Domnul. Și mai întrebați, ce am spus noi împotriva ta? Ați zis, degeaba slujim lui Dumnezeu. Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile Lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Acum fericim pe cei trufași, da, celor răi le merge bine, da, ei ispitesc pe Dumnezeu și scapă. Dialogul fiului risipitor de acasă, care era atât de bun încât nu dorea de la tata decât un ied, să-și facă și el de cap odată, să facă o discotecă, să facă un chef, să se îmbete, să se destrăbăleze, dar nu are curajul să-și asume lucrurile astea. Mocnește în el ca un vulcan și așteaptă, ar vrea să facă, dar nu face că șifonează imaginea. La ce să slujim, Doamne? Că Tu nu vezi, nu ne pui steluțe în coroane, nu ne dai bani, nu ne dai acea fericire pe care o au nenorociții ăștia, pe care noi îi condamnăm cu atâta înverșunare. Am vrea să facem, dar de... ne stricăm pedigriul și nu ne asumăm. La ce ne folosește să slujim? Și ce am câștigat dacă am păzit poruncile Lui și am umblat triști înaintea Domnului oștirilor? Câți triști din ăștia nu sunt care umblă înaintea Domnului oștirilor și câți frustrați, care consideră că a fi trist, a fi supărat, a fi frustrat, a fi neîmplinit, a fi tot timpul încruntat, este o virtute. Și Dumnezeu ar trebui să-ți dea un premiu pentru asta. Nimic mai fals decât această înțelegere limitată și nefericită. De ce să umbli trist înaintea lui Dumnezeu? Dar cine te forțează să faci lucrul acesta? Cine te forțează să-L alegi pe Dumnezeu? Cine te forțează să adopți un anumit crez sau o anumită confesiune religioasă? Cine te forțează să faci lucruri care nu-ți plac? Am umblat triști înaintea Domnului. Și unii sunt atât de zeloși în a deveni triști, inventează tot felul de năzbâtii și de reguli, care mai de care mai ridicole. Dar degeaba, că Dumnezeu nu vede. Nu vede. Însă există și o altă categorie. În tot acest tablou al impertinenților, care se erigează împotriva lui Dumnezeu și care îl critică și sunt cât se poate de lipsiți de bun simț și de mulțumire, sunt și alții
descriși în versetele 16 și 17, care schimbă fața acestui tablou al nemulțumirii și al impertinenței. Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele lui. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, cine? Nu încruntații, nu aia supărații, nu aia care inventează reguli fariseice, nu nemulțumiții, nu aceia care sunt impertinenți cu Dumnezeu și comentează tot timpul, nu fățarnicii, ci aceia care vorbesc adesea unul cu altul și au un dialog interpersonal și interior pozitiv, frumos, de mulțumire, plin de pace. Ei vor fi ai mei, zice Domnul oștirilor, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul său care îi slujește. Și veți vedea din nou atunci deosebirea dintre cel neprihănit și cel rău, dintre cel ce slujește Dumnezeu și cel ce nu-i slujește. Nu te obligă Dumnezeu să-i slujești. Și dacă alegi să-i slujești, pentru ce ești impertinent, pentru ce ești răutăcios, pentru ce ești nemulțumit față de Dumnezeu, schimbă-ți dialogul acesta și schimbă-ți abordarea față de Dumnezeu, pentru că altfel vei fi nefericit și în viața asta și pe cea viitoare, nu prin sub nicio formă. Spune Dumnezeu însă în capitolul 4 că va veni și o zi a socotelilor. O zi în care lucrurile vor fi demascate și cei care au avut mulțumirea în suflet vor fi atât de fericiți și folosește o imagine, vor ieși, zice, și vor sări ca viței din grajd. Vor fi plini de încântare, plini de bucurie, pentru că în sfârșit au scăpat de mediul acela toxic în care oamenii erau nemulțumiți față de Dumnezeu. Și ei, cei mulțumitori, vor fi fericiți că îl vor vedea pe Dumnezeu față în față. Sfârșitul lumii nu va fi decât o restabilire a relațiilor. Zice, vă întoarce inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Va fi o împăcare cu Dumnezeu și cu semenii. Iar cei care sunt încruntați, nemulțumiți, impertinenți, vor fi arși, zice cuvântul, cum arde miriștea. De ce? Știți de ce? Pentru că oamenii frustrați și oamenii negativiști n-au consistență. Ard ca paiele și de aceea sunt cum sunt. Și viața lor este orientată doar spre alții. Și alții sunt de vină. Însă oamenii care sunt pozitivi, credincioși, mulțumiți cu ei și cu ceilalți și cu Dumnezeu, sunt plini de dragoste, plini de pace și au ce spune prin viețile lor. De aceea Dumnezeu va spune despre ei că vor fi ai Lui și că vor fi o comoară deosebită. Scapă de nemulțumire, de frustrare și de toate elementele acestea care te fac nefericit. Întoarce-te spre Dumnezeu și viața ta se va schimba radical. Nu uita niciodată că mulțumirea înseamnă consistență sufletească, pace sufletească. Mulțumirea înseamnă mântuire.